Scarlat s-a născut pe 1 iunie 1947 în satul Jora de Mijloc, Raionul Orhei. Este licențiat a Facultății de Dirijat Coral. Talentul său este pus în evidență încă de la începutul carierei sale, unde activează ca artist a Capelei Corale Academice Doina. Timp de 35 de ani, Iustina Scarlat își desfășoară activitatea la Centrul Național de Creație Populară, unde duce contribuția sa unică la promovarea și conservarea patrimoniului cultural. Este căsătorită și e mama a doi copii. Fiica sa Cristina îi moștenește dragostea pentru muzică și artă. Azi, la Istoriile Gloriei, o prezență frumoasă în lumea muzicii populare, care cu pasiune și dăruire a păstrat vie tradiția, transmițând-o generațiilor viitoare. Iustina Scarlat. Doamna Scarlat, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, bună ziua! Nu știu cum faceți dumneavoastră, că sunteți mereu bine dispusă, cu zâmbetul pe buze, mereu foarte pozitivă și optimistă. E o caracteristică a dumneavoastră? Ori vă străduiți așa? Da, felul meu de a fi. Asta e foarte firesc. Eu nu pot, în genere, eu nu pot să joc teatru, să zic așa. Eu sunt așa cum sunt. Deci la actorie nu ați fost bună? Nu, la actorie, cu actorie n-am treabă. Știu că ați povestit că de mic copil v-ați dorit să deveniți artistă. Da. Doar că cumva ați ales mai mult să promovați cultura națională decât să vă promovați propriul talent. De ce? Probabil că așa mi-a fost scris, cum zice mama mea, pentru că de la destin nu poți nici în stânga să iei, nici în dreapta. Deci asta așa mi-a fost scris și probabil că asta trebuia, asta Dumnezeu a spus că asta trebuia să fac, ceea ce am făcut eu. Așa cred eu și mie nu-mi pare rău. Bineînțeles că e ca orice copil, mai ales fetiță, mă visam pe scenă, pentru că eu cântam de mică, ca și oricare din noi. Dar asta a fost să fie. Ați acceptat destinul așa am cum este? Am acceptat, da, am acceptat destinul și chiar de multe ori mă gândeam, nimic întâmplător în viața asta nu este. Pentru că am mers pe drumul care mi-a plăcut foarte mult, în primul rând, ceea ce fac. Și asta este foarte important. Când îți place, într-adevăr, ceea ce faci, când întâlnești atâta lume diferită. Pentru că eu, dacă aș mers pe alt drum, poate că nu era acele plăceri pe care le-am trăit eu în viața mea, cu adevărat. Nu sunt, eu sunt sinceră, așa este. Totuși ați gustat din plin scena mare. Deci, ați activat 7 ani în calitate de artist a Capelei Corale Academice Doina. Exact. Se spune că era o selecție foarte dură pe vremuri ca să ajungi acolo. Da. Dumneavoastră, cum ați defini acea perioadă? Deci, da, într-adevăr era o selecție, dar iarăși zic, norocul. Pentru că am mers la Capela când a fost anunțat concursul, preselecția, și din prima eu n-am trecut, Dumnezeu să-i dea sănătate domnului Zgureanu. El, așa, nu i-a prea plăcut, adică vocea mea sau auzul sau nu știu ce. Era un casting? Trebuia să-i da, cântați da, bineînțeles, în particular? Da, păi bineînțeles, da, da, da. Și am venit a doua oară și a doua oară, de acum ne-a ascultat Veronica, Dumnezeu să fie Veronica Gaștea, și ei din prima au zis, bine, mergi și scrii cerere. Deci aici e totul foarte subiectiv. Cuiva îi place, cuiva nu? Nu știu de ce, dar mă rog, sunt momente. Poate că eu eram atunci mai emoționată, poate că n-am putut să redău, să cânt așa cum trebuia să cânt, cu toate că eu nu am trecut o școală vocală, mie nu m-a învățat cum să imit sunet, cum să deschid gura. Deci, probabil că atunci, la momentul acela, eram atât de emoționată că n-am putut să fac ceea ce mi s-a spus mie. V-au plăcut acei 7 ani? Da, mi-au plăcut, dat fiind faptul că eu, venind o copil de la țară, am mers prin atâtea orașe, atâtea deplasări. Iată, mă gândesc că dacă acum, la vârsta mea, eu aș avea posibilitatea să vizitez acele orașe, țările baltice, Asia Mijlocii, dar toată Uniunea, toată Ucraina, toate atâtea orașe, eu le-aș percepe cumva altfel. Dar atunci eram tinerică, Nu sesizam tot ce, unde merg eu și ce văd eu.
Se spune că pe vremuri artistul avea mult mai multă importanță în societate. Iată aceste turnee, iată acele concerte care se organizau față de timpurile actuale. Dumneavoastră sunteți de acord? Da. Da, de ce era mai prețuit și artiștii? Știți de ce? Pentru că erau foarte puțini. Spre exemplu, pe timpurile mele era doar Dumnezeu Sfânt, Tamara Cioban, Gheorghe Eșanu, și deci erau foarte, foarte așa, numărați pe degete. Și bineînțeles că erau foarte prețuiți. Când venea Tamara Ciobanu cu un concert într-un sat, mai ales, de fapt, pe timpuri cluburi nu erau, deci e chiar pe fățare, acolo unde lucra muncitorii, unde cosea grâu, s-adunau la amiază și ea venea cu un concert. Vă dați seama ce era pentru acei oameni, ce satisfacție, ce plăcere să o vezi într-adevăr așa, pe viu, pe Tamara Ciobanu și alți artiști, pentru că erau artiști foarte puțini. Când eram eu mic, știți, în mijlocul satului era Sâlpicie, unde era o chestie de asta rotundă, o farfurie și acolo de dimineață până seara noi ascultam postul de radio Moldova și bineînțeles când cânta vreun artist, Doamne, asta era așa o fericire și așa o plăcere pentru tot satul, nu numai pentru mine. Dumneavoastră, 35 de ani, ați activat la Centrul Național de Creație Populară. Exact. Ați ocupat diferite posturi, de la metodist până la director și cu siguranță vine această funcție de director cu unele sacrificii. Da. Care au fost? Da. Ei cum, sacrificii eu n-aș zice. Pur și simplu asta a mers atât de firesc. Deci am venit întâi în calitate de metodist, după ce am fost șef de sector, după aceea șef de secție și după care am devenit director. Deci nu cred eu că au fost așa mari sacrificii, pur și simplu așa firesc că au evoluat lucrurile. Dar acest post poate trezi numai aplauze ori și invidie? Invidie în primul rând, aplauze nu știu, dar invidie da. Ei, dar fără asta cred că invidia a existat. Totdeauna există acum, așa va exista. Asta e firea omului de a fi. Noi nu putem să... Și nici nu vreau să vorbesc despre invidii, pentru că atâta să vorbesc de invidii, că lumea e rea, lumea... Hai să luăm momentele pozitive și să vorbim de lumea frumoasă. Am să dau doar un exemplu. Chiar ieri am scris o cerere la primărie și am mers și am făcut xerox și după ce mi-a dat doamna asta cerere și ea zice că Doamne ajută! Eu atât de mult cuvintele astea m-au mângâiet pe suflet și m-am gândit, Doamne, uite, sunt și așa oameni. Și cu acel Doamne ajută, eu toată ziua m-am simțit, cum să zic, foarte, foarte bine m-am simțit cu gândul că sunt așa oameni buni. Dumneavoastră ați pomenit astăzi că ați avut norocul de a face ceea ce vă place. Da. Și funcțiile dumneavoastră v-au ajutat să întâlniți oameni deosebiți. Foarte deosebiți și foarte mulți. Deci avem oameni cu adevărat minunați la noi în țară? Avem. Numai, deci noi trebuie să-i vedem. Nu trebuie să căutăm și să ne uităm numai la răle, pentru că de răle a fost de când e lumea. Dar dacă vezi în fiecare om cum n-ar fi el de rău sau de bun, chiar dacă ar fi rău, oricum în el, dacă cauți, găsești ceva frumos. Nu se există oameni care să posede doar de răutate. De răutate, nu cred. Deci de aici vine această latură a dumneavoastră, pozitivismul, pentru că asta încercați să vedeți în oameni și în tot ce se întâmplă în jurul noastră. Da, bineînțeles, câteodată, bineînțeles, chiar te deranjează și așa, mai ales că eu sunt, da, nu mai ies, dar o fire așa foarte emotivă, când dată cineva poate nu s-a uitat așa la mine sau poate m-a jignit cu ceva. Bine, eu trec peste asta și merg mai departe, asta e viața. Ați cântat întotdeauna doar folclor. Iar azi folclorul se știe, este stilizat foarte mult. Vă place acest lucru sau nu prea? Din păcate, nu. Deloc nu-mi place. Ei să zicem că
folclor acum tot mai puțin și mai puțin și eu nu vreau să învinuiesc interpreții, mai ales ești tineri, care încă nu cunosc, mai puțin și mai puțin, fiindcă toți cei care au posibilitate de timpuri, de acum nu mai sunt, plecați în lumea celor drepți. Dar oricum, un cântec, chiar dacă e scris, să zicem, e compus, fie melodie, fie text, oricum trebuie să nu devieze atât de mult de la folclor, pentru că ce este folclorul? Folclorul a fost scris atunci la un moment de trăire a unei persoane, fie o tristețe, fie o durere, fie o mare bucurie. Și atunci, în momentul acela, ideea ce a venit și el a așternut-o pe hârtie. Poate nici până atunci și nici de atunci el nu mai are, cum să zic eu, capacitatea ta de a scrie ceva. Și de ce folclorul este foarte prețuit? Pentru că câteodată, la acel moment scris, nici nu-ți vine să crezi că asta tu ai scris, pentru că asta cred că e dictat de undeva de sus, din emoțiile și din trăirile tale. Câteodată nici poetul poate că nu poate scrie așa, pentru că sunt atâta expresii extraordinar de profunde și de mare valoare. Noi azi cam am deviat de la valori. Noi trebuie să ne orientăm după valorile noastre ca oameni. Cum au fost oamenii pe timpuri? E clar că tineretul în ziua astăzi, el se orientează după situația care este. Da, aici am vrut să vă întreb dacă tineretul mai cunoaște tradiția moldovenilor, dacă se mai ține cont de folclor. Depinde în ce familie a trăit. Eu nu de mult, ea că trec la altă, nu de mult am imprimat un cânticul Miresii. Și mă gândeam atunci, bineînțeles, cine să asculte cânticul ăsta? Poate că o să găsească cineva, pentru că astăzi nu mai sunt acele mirese care înainte genuncheau în fața părinților și mirii și miresele în fața părinților, nu genuncheau cu lumânarea aprinsă și cerau iertare de la părinți. Astăzi de acum nu mai există acele. Eu consider că acele au fost mari valori. Atunci când îi genunchează în fața părinților, îți cere iertare și îi cere o povață care să o dăi pentru toată viața care urmează. Niște momente foarte emoționale și foarte interesante. Nunta, evident că este cea mai importantă sărbătoare din viața unor tineri, dar multe obiceiuri nu s-au păstrat. Iată, care regretați că nu mai sunt astăzi la nunțile noastre? Multe tradiții nu sunt păstrate și multe este împrumutat din alte părți, unde locuiesc păștinașii noștri. Vin cu tradițiile de acolo și le implementează aici la noi. Ceea ce mie mi se pare că asta nu este normal și nici n-ar trebui să facă. Că numai prin tradiția noastră, prin obiceiurile noastre, personala noastră, care sunt născuți pe acest pământ, noi ne identificăm. Da, ca de alte țări. Înțelegeți? Dacă noi începem să încurcăm toate acestea, până la urmă, care o să fie? Cine o să fim noi și cine o să fie? Deci nu sunt, noi trebuie să fim noi. Iată, asta e foarte trist. Ați apucat să cântați oamenilor care sărbătoresc o nuntă? Da, am cântat. Da, nu ca invitată specială, dar fiind invitată ca oaspete la nuntă, bineînțeles că am cântat. Ca oaspete, doar așa? Da. Și vă place să oferiți aceste emoții? Îmi place foarte mult, foarte mult. Pentru că ce înseamnă nunta? La nuntă vin aceiași persoane, aceiași oameni care vin la concert oricare, care la parat național sau la alte scene. Aceiași oameni sunt. Deci, și depinde de fapt, iată aici interpreții. Este mare importanță cum educă acest public care vine la nuntă, ce le dăruiește lor, ce cântă ei, cum îi educă ei, pentru că noi, interpreții, educă publicul, menirea de a educa publicul și atunci când tu ai să-i cânti, cântece, să zic așa, de caterincă, de pahar, da, ieftine, atunci nu ridici oamenii aceia, nu ridici la nivelul care trebuie să fie.
Deși știți, sunt unii interpreți care justifică acest moment că oferă publicului ceea ce cere publicul. Da, da, dar publicul este diferit, absolut diferit. Și poate că majoritatea le place ceea ce oferă, dar sunt care nu le place absolut deloc. Și de acum sunt nevoit să asculte, deodată și a fost invitat la nunta aceea, el este nevoit să asculte. Dar nu cred că atunci când ai scânt la nuntă o romanță, o doină, dar să o cânti, să o trăiești, să o cânti din suflet, nu cred eu că nu le place nici la cei care ei preferă numai doar cântici de pahar și de veselie. Nu cred, pentru că, da, câte ori ține nunta, nu se poate intra și același ritm. Mai fă-l pe omul acela să mai gândească la viață și să mai și mai mintească trăirile frumoase care le-au avut el. Și chiar și la concerte. Eu am fost de multe ori, bineînțeles, la concerte și am fost la prezentarea unui program în orchestre, care nu vreau să numesc, și bineînțeles extraordinar de ritmic și de profesionist, nici vorbă nu poate fi, dar n-am auzit așa o piesă, un cântec de ascultare care să mai ogoiască lumea, să mai liniștească și să asculte și să mai facă pe lumea, să mai gândească la viață, la ceea ce e frumos, să mediteze. Muzica nu este doar despre dans. Nu este, nu. Muzica e mult mai profundă decât atât. E mult mai profundă și mai, cu adevărat mai profundă. Fă-l pe om să asculte, încă o dată repet. Chiar dacă acel om care iubește cântinoa, e ha-ha și iu-ho-ho, oricum când ai să-i cânti din suflet o doină sau o roman sau un cântec liric frumos, el neapărat o să te asculte. Nu cred că lui nu o să-i placă. Cărările tinereții, când eram în floarea vieții, cărările tinereții, când eram în floarea vieții, și-n orăsădești mai mult, mai. Floarea vieții a trecut și-n orăsădești mai mult, mai. I s-a conferit medalia Meritul Civic pentru munca îndelungată pe care ați avut-o în domeniul culturii și o aveți în continuare, evident, e bine meritată, dar pentru dumneavoastră a contat această medalie foarte mult? Foarte mult nu. Pentru că, dar oricum e o plăcere, pentru că eu am și maestru în artă, asta e o plăcere, pentru că pentru munca care eu am depus-o și o recompensă pentru tot ce am făcut. Bineînțeles că e o plăcere, ca să nu fiu fals, zic că ei, dar asta nu e adevărat. Dar că asta a contat foarte, foarte mult pentru mine, nu. Nu a fost un scop primordial. Nu, nu. Păi atunci dacă tu ești angajat și lucrezi numai pentru medalie, ca să-și aștepți să-ți dai o medalie sau un orden, păi de acum asta, tu trebuie să te dăruiești totalmente și să faci ceea ce-ți place, pentru că dacă tu faci ceea ce-ți place ție, neapărat o să-l placă și la ceilalți. Și dacă vă uitați în spate, ați schimbat totuși ceva? Da, aș schimba, deci aș imprima mai multe cântece. Asta eu aș schimba, asta este o scăpare a mea foarte mare, din motivul că eu am fost foarte ocupată în activitatea mea care am avut-o, foarte ocupată, și mai puțin m-am gândit la mine, la cântecele mele, care puteam să le scot mai multe, dar asta este. Dar din câte știu, dumneavoastră ați imprimat recent un album. Da, exact. Acest album este un cadou pe care vi l-ați oferit dumneavoastră? Da, da, exact. Eu mi-am făcut mie cadou. Un album de folclor autentic. Da. Cântece da. Culese. Să știți că chiar e folclor autentic, pentru că eu am spus mai sus că îmi pare rău că n-a imprimat mai mult. Dar vreau să vă zic, ca să găsești un cântec cu adevărat care este miște aici, este foarte greu. Este foarte greu și trebuie să fii foarte atent și să pătrunzi în esența textului. De fapt, când e textul, este
de mare valoare, nu trebuie așa să te concentrezi pătruns, pentru că deodată cum îl citești, deodată înțelegi ce valoare asta e. Dar cum se întâmpla? Cum găsiți aceste comori pe vremuri? În primul rând, sunt foarte multe, eu personal vorbesc de mine, sunt foarte multe culegeri de folclor. Și iată, dar vreau să vă spun, ca să găsești într-adevăr un cântec așa, trebuie să se răspăiești foarte, foarte mult. Pentru că unul este melodia frumoasă, dar însă textul, dar acolo unde este melodia într-adevăr profundă, numai decât singur, e de ajuns să fie acolo o frază care să-ți așeze pe suflet și singur deja începi să scrii. Și tot dumneavoastră ați spus că nu puteți cânta orice. E cum? Nu vreau să cânt orice. Nu vreți? Nu vreau, așa m-a învățat mama mea, așa, fiindcă eu m-am născut într-o familie de părinți care, mama, spre exemplu, a cântat, ea era mare artistă, adică în sens că artistă. Eu am cântat în corul bisericii toată viața și foarte mult îi plăcea arta și tatii îi plăcea și de la mama, de unde am învățat noi, de unde toți copiii unde au crescut în familie, cei unde scânta și scânta frumos, scânta a capela, adică fără acompaniament, la diferite petreceri. Și eu fiind copil, chiar copil mic, dar oricum, noi de multe ori spunem că ei, dar nu mai înțelege, el nu mai cânta ce, noi mi-i spune și ei că el nu mai înțelege, nu este adevărat. La copil, el absorbe ca o burete aici în mintea lui și va trece ani și el își amintească, pentru că este o depozitat acolo în mintea lui acele clipe, acele fraze, acele cântice, acele spuse ale părinților noștri. Dragostea față de artă, față de folclor, ea se naște din frageda copilărie, da. Și în primul rând vine de la părinți, așa absolut. Cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră. Da, numai de acolo. Totul pornește și toate pornesc din familie, din mediul acela, unde a crescut și a educat acel copil. Nu într-adevăr, nu în zădar spune și 7 ani de acasă, pentru într-adevăr ce-a văzut copilul până la 7 ani, vedeți cum, până la 7 ani, nu spune mai departe. Anume, la vârsta asta foarte fragedă, el absorbe tot. Și cu informația aceea care a luat-o el, auditivă și ceea ce-a văzut, deci el toată viața merge cu asta pe drumul vieții. Să știți, doamna Scălat, că o să vă mai întreb aici la capitolul familie mai multe, dar după publicitate. Da. Avem o particularitate în această emisiune, dăm voie oamenilor să pună întrebări eroilor noștri. Ceea ce mie mi se pare frumos, pentru că oamenii sunt foarte curioși. Și sper că o să vă placă întrebările lor. Dacă nu vă place, o dați la o parte și continuați. Da, bine? Da, Vitalie bine. Este ajutorul nostru care de fiecare dată taie hârtiuțele, pune totul în bol, ne ajută aici și eu sper că o să reușim să răspundem astăzi la toate. Vă rog frumos să selectați prima întrebare și o citiți în voce tare, iar după aia răspundeți sincer. V-ați dorit să deveniți celebră? Nu. Nu ați avut așa celebră, vis? Nu mi-am dorit. Nu am dorit să fiu un om așa simplu, cu credință în Dumnezeu, doar atât. Știți cum fetițele care cântă de mici se gândesc că într-o zi vor fi pe scena mare și foarte multă lume o să le aplaude. Dumneavoastră nu v-ați visat da, așa? Da, la asta eu m-am gândit, dar la celebritate, pentru mine celebritatea asta e foarte greu de ajuns până la celebritate. Vezi că eu de atunci, de mic copil, dădeam seama că celebră să fie asta. Nu e chiar bine, da? Nu e. E greu. E greu, e foarte bine, dar ca să ajungi acolo atât de sus, e foarte complicat. Și sunt artiști celebri foarte sus la noi în țară? Maria Bieșu a fost celebră. Cred că și mai mulți, Eugen Doga și alte mari personalități care le-am avut și care le avem
și cu care noi trebuie să ne mândrim. Că pe acest pământ, pe acel petic de pământ, pornind dintr-un sătuc, dintr-un clubuleț, dintr-un sat, nu știu de unde, să devii și să cânți pe cele mai mari scene ale lumii, asta este foarte mult pentru acest popor foarte micuț. Adevărat, mulțumesc mult! Continuăm. Selectați următoarea întrebare, vă rog. Și să vedem despre ce este vorba. Aveți o fiică și un fecior, da. Care dintre ei seamănă la caracter mai mult și cu cine din ei vorbiți zilnic? Bineînțeles că este scumpa mea fiică Cristina, da, chiar aseară am avut cu ea așa o discuție foarte interesantă și încă o dată mi-am dat seama că, bineînțeles, că eu sunt ea și ea este. Seamănă mie, noi seamănăm foarte mult una cu alta. Și fizic seamănați extrem de mult. Și poate și fizic, dar și la caracter. Mi-ați spus că Cristina vă ajută și să vă faceți machiajul când este cazul. Da, așa este. Vă da. Este tot timpul alături și bănuiesc că vă sfătuiește și în ceea ce ține de alegerile vestimentare. Exact, exact. E într-adevăr, nu știu în ce familie au crescut, dar ea are niște gusturi așa mai deosebite. Da, de acum dacă cunoști. O cunoaștem desigur. Și eu de multe ori zic, dragă mea, dar unde te-ai născut, în ce familie, de unde la tine vine asta? Dar feciorul nu este atât de aproape pentru că e plecat. Nu, este deja, aici. Da, el a trecut cu traiul la Chișinău, e lângă mine și eu consider, sunt o mamă tare fericită pentru copiii mei, sunt alături de mine și am o picior tot extraordinar de, nu vreau să-l laud tare, dar înțelept în primul rând și deștept. Cum se face că fiica dumneavoastră v-a călcat pe urme și a devenit o interpretă celebră în Republica Moldova? A fost meritul dumneavoastră? V-ați propus acest lucru? Ori ea și-a dat tot timpul interesul spre muzică? Deci vorba e că de micuță ea era artistă născută. Unde mergeam, când mergeam la petrecere, era prima la dans și la tot ce vrei. Eu am văzut că ea va fi artistă, da. Pentru că nu putea altfel să fie, așa era de mic copil. Și după aceea am ies la școala Ciprian Porumbescu și am dat-o la muzică, de fapt, pe calea muzicii am orientat-o, pentru că asta era ei și eu n-am dat greș. Cum ați spus dumneavoastră, este un destin care... Un destin de la care tu nu poți să deviezi. Ce ați simțit atunci când ați aflat că fiica dumneavoastră Cristina divorțează? Aici mai personal. Ceva personal, dar m-am întristat, foarte tare m-am întristat, ca orice mamă. Vă imaginați dumneavoastră când este o familie care practic se risipește. Dar am primit și asta și m-am gândit, Doamne, fie voia Ta. Fiecare, probabil, cu o mare drumul ei în viață, drumul ei așa și merge așa cum este destinul, iar mă repede de câte oară. Asta este. Bineînțeles că eu am avut emoții foarte mari, dar am primit tot asta. Fiica dumneavoastră se confesează? Vă spune secretele? Vă întreabă sfaturi? Cred că nu toate, ca și sunt secret, și eu tot nu-i spuneam mamii chiar tot, dar mai ales că eu am fost născută la țară, știți cum oamenii de la țară, nu mai poți să mai spui tot. Și fiindcă iau alte gânduri, alte închipuire despre viață,
Dar Cristina mea, asta este. În schimb, Cristina este acum într-o relație, ceea ce am văzut noi, postările ei, da. Și e fericită, e bine, și plus că are doi copii, iar dumneavoastră doi nepoți. Da, da, exact, exact. Deci, cel mai frumos cadou. Această familie a dat rod, a doi copii minunați și, și mulțumim Domnului și mă rog, în fiecare zi mă rog pentru ei, pentru copii, pentru nepoți, ca să le dea Domnul înțelepciune, așa cum s-o ruga mama mea. Eu și am și un cântic, că i-am permanență dragă mamei, să vă dăie Dumnezeu înțelepciune și credință în Dumnezeu, pentru că de la înțelepciune pornesc toate cele bune și de la invidie pornesc toate cele rele. Așa și eu zic, Doamne, dă-le, Doamne, înțelepciune și ocrotește-i. Ocrotește-i tu și orientează-i așa, după, să meargă după lumina ta cea sfântă, să ilumineze Domnul. Și asta e tot, pentru că de noi foarte puțin depinde. Bineînțeles că la un moment dat trebuie să-i dai un sfat, trebuie să-i orientezi, dar nu întotdeauna îți reușește să fii așa cum îți dorești tu. Noi ne dorim multe, dar vine un moment când drumul cotește în stânga sau în dreapta, sau merge înainte. Și trebuie doar să acceptăm. Poftim, trebuie doar să acceptăm, dar dacă nu acceptăm, ce să facem? Chiar nu poți ba dințelege din ce dragostea se începe. Nu din floarea, din poiene, ba de lucă, da din buze micșunele, ba de lucă. Nu din mâna cu inele, nu din mâna cu inele, dar din ochi și din sprânșeni, ba de lucă. Dar din ochi și din sprânșeni, ba de lucă. Cât de tare vă dor cuvintele jignitoare în adresa copiilor dumneavoastră. Bineînțeles că mă dor. Mai ales Cristina, fiind persoană publică. Da, da, bineînțeles că mă dor. Da, par mă dor, dar le primesc. Ce ai să faci? Bineînțeles că, o dată repet, că eu sunt o mamă emotivă, de fapt, ca și toate mamele, și mă dor. Dar, încă o dată repet, de-a 10 oară, mă rog Domnului, Doamne, luminează-i și îndreaptă-i pe cariera ta cea dreaptă, atât. Ai spus că fiica dumneavoastră, Cristina, vă seamănă foarte mult și la caracter. Deci este și ea foarte emotivă, pentru că, aparent, pare o femeie de fier. Vai de mine! Ea are așa un splițel de frumos și așa de... E pare așa că e de fier, dar e deloc nu e de fier. Sunt momente când ea stopește pur și simplu, numai să-i spui un cuvânt și spui, dragă mă, e stopește. E o femeie sensibilă, vulnerabilă. Supra. Ce sunt eu sensibilă? Este suprasensibilă, suprasensibilă. Dar altfel, cum să fii un artist? De altfel, dacă n-ai fi sensibil, n-ai fi emotiv, atunci înseamnă că îi devine un robot. Omul viu, el așa și poate prea mult sensibilitate tot încurcă, trebuie să fie momente când trebuie să fii dur, dar cred că Cristina știe momentele cele cum trebuie să fie. Trebuie să fii și dură, bineînțeles, să repostezi. Că de altfel, dacă taci, apoi lumea... E greu să fii mamă bună, soție iubitoare, gospodină și femeie cu carieră? Da. Da, este greu. Sunt este atâtea greu. Roluri pe care trebuie să le facă o femeie. Este greu pentru că, mai ales pentru mine, a fost foarte greu. Activând la Casa de Creație și având atâtea deplasări și atâtea manifestări, festivaluri, concurse, responsabilități, mai bine zis, foarte mari. Și paralel, eu cânt și în corul bisericii, aproape deja cu 30 de ani o să fie. Și deci, da, într-adevăr, este foarte greu, dar și interesant. Pentru că eu, de fapt, îi spuneam soțului meu, zic, Iustin, dacă m-ar filma cineva de sus, în fiecare zi să vadă cum mă mișc eu prin casă și că în fiecare dimineață eu ies fugind la lucru,
Ar zici că nu, așa ceva e imposibil. Pentru că erau momente când eu chiar lucram și mai multe, și la școala pedagogică, și avem un cor și la Vârzărești, în Isporieni, și la centrul de creații. Și deci lucram în trei locuri, așa era pe atunci, timpurile, ca să... Și soțul, aproape că nici nu era acasă, el în permanență fiind la Academie de Muzică prorector și după care șef de catedră prorector. Deci el era foarte ocupat și toată greutatea, practic, venea pe, era pe umerii mei. Dar organismul nu este de fier, apare da, epuizarea. Nu este de fier, dar știi că atunci când tu te... Bineînțeles că sunt momente când trebuie să-ți dai seama și trebuie să te mai oprești un pic, să te mai relaxezi și să te gândești. Femeie dragă, mai gândești un pic la tine, dar iar mă întorc. Noi suntem diferiți. Unul poate să se relaxeze așa, din plin, dar altul nu. Că eu dacă mă culc să mă odihnesc și mă gândesc ea ca și ea când a făcut, eu trebuie să mă scol să fac. Nu. Nu, asta nu-i bine, dar asta e felul meu de a fi și nu poate nimeni să mă schimbe. Dar ajutor cu copiii ați avut vreodată? Da, soțul dimineața ducea copiii la grădiniță, pe Cristinica o ducea la școală și... Erau totuși împărțite sarcinile. Da, bineînțeles. Și asta e foarte important, când dimineața are cine... cât mai face prin gospodărie, el reușea să ducă copiii la școală, la grădiniță. Un orar foarte încărcat. Foarte. Dar cumva v-ați isprăvit? M-a isprăvit, pentru că Domnul a fost cu mine, iar repet, Domnul a fost cu mine și mi-a dat forță. Dar nu cred că trebuie să te sacrifici până, dar încă o dată repet, dacă așa e felul omului de a fi. Dacă o femeie este obosită, ea nu mai poate oferi dragoste, pentru că nu are da, de așa, unde. Da, dar eu nu puteam să nu ofer dragoste copiilor mei, soțului meu. Adică atunci când tu faci tot pentru dânsii, adică asta înseamnă că oferi dragoste, nu? Da, exact. Atunci când eu, soțul zic, îl pune să calce albiturile, să nu fie nici o dungă, să le calce pe amdouă părți, și apoi eu culcam unul într-un pătuc și altul într-un pătuc, Cristina dormea cu păpușa la piept, cu păpușa o cuprinde, dar Mihai cu mașinuța. Deci eu când îi vedeam seara, atât de frumos dormeau și atât de plăcut în era mie asta. Asta e fericire. Iată, asta e fericire. Și atunci uiți de toate greutățile, de toată oboseala, uiți când vezi rezultatul muncii tale, atunci ca un balzam așa pe suflet. Astea momentele cele niciodată nu o să uiți. Și asta e fericire. Deci, exemplu frumos sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mai departe. Opa! Ați iubit doar o singură dată? Nu, eu am fost îndrăgostită mai de multe ori, să fiu sincer. Mai ales că sunteți o femeie frumoasă, cu siguranță admiratorii erau dintotdeauna. Da, dar vedeți cum, iarăși, ce ți-ai scris și în frunte ți-ai pus. Și probabil că cel mai bine toate știe Dumnezeu cum să le aranjeze, pentru că Dumnezeu mi-a dat un soț. Să nu zic ideal, dar aproape că foarte un soț, foarte bun, foarte iubitor, foarte înțelept, foarte... N-am cuvinte, sincer, ca să fiu. Că trebuie, cred că eu cu el trebuia să merg prin viață, cu toate că eu mai fost îndrăgostită. Și pe urmă eu analizam după asta și mă gândim, dacă aș fost eu cu acela, cum e vrea să fie? Și apoi mă gândim, nu. Și după ce analizezi tot, te gândești, aista trebuia să fie. Înțelegeți? E frumos că împărțiți același prenume. Dumneavoastră sunteți Iustina, iar dumnealui e Iustin. Da, exact. Credeți în coincidențe? Nu știu ce să zic. Așa Domnul ne-a întâlnit. Ne-a întâlnit Domnul. Când am venit, eu am mai spus asta și în alte emisiuni, am venit la Casa de Creație, am intrat în birou prima zi și Victor Nevoie este un dirijor de cor, un coleg, a fost coleg de meu. Și eu prezint, Iustina, el zice, stai un pic. Și deschide ușa, se duce și l-a dus pe soțul meu. Și zice, faci cunoștință. El zice, Iustin, de el Iustin. Dar toți, ha, 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 ha.
Și de acolo a pornit totul. Și de acolo. Și după asta au mai trecut mulți ani până ce noi ne-am început să ne întâlnim. Vă dați seama, nimic întâmplător în viața asta noi. Totul s-a aranjat de cel de sus. Dar cel mai mare noroc eu am avut, știți, pentru că noi suntem din același domeniu. Și când eu merg și omul care întotdeauna m-a înțeles și a avut încredere în mine, bineînțeles că și eu în el, pentru că atunci când eu mergeam în atâtea deplasări și se întâmpla că numai bărbații erau în prejurul meu, îmi urcam în microbus, eu de una singură femeie, și el de totdeauna m-a înțeles. Și la ce ora n-aș venit eu acasă? La două, la trei, pentru că mergeam la Edeniț, Rochea sau Cahul, vă dați seama. Apoi el numai decât noi sculane, deci la bucătărie și zic, hai povestește. Și mă așezam și povesteam și cum a trecut evenimentul, care a fost succesele, care și mai scurt, tot ce a avut loc în ziua aceea. Asta tot e o fericire. Cu siguranță, când ai un om care te înțelege perfect. Da. Eu l-am înțeles pe el și el m-a înțeles din totdeauna și m-a susținut pe mine. De fapt, el mai mult m-a înțeles pe mine decât eu pe dânsul, ca să fiu sinceră. Aici ar fi secretul unei căsnicii de durată, încrederea. Încrederea. În primul și în primul rând încrederea. Dacă n-ai încredere, gata, se rupe totul. Toate fetele din sat te așteaptă cu dor. Tu veneai pe drumul mare, lumea te vede. Vă place femeia mea pe care o vedeți dimineața în oglindă? Frumoasă întrebare! E cum să zic, nu întotdeauna îmi place de femeia aceea, dar mă gândesc, mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, Doamne, că m-ai dat și m-ai adus până la această vârstă și mulțumesc, Doamne, mai ales că eu în odaie care locuie, adică care eu dorm, acolo în permanență e soare dimineața când deschid portierele, deci o natură, copaci atât de frumoși. Casa noastră e amplasată într-un, așa, în jurul un parc, un mic parc, și soarele frăsare. Asta așa e o frumusețe. E cum să nu fii fericit să-și zici, mulțumesc, Doamne, chiar dacă câteodată nu-ți place la tine când te uiți în oglindă. Cu siguranță reflecția din oglindă contează foarte mult, dar și starea lăuntrică. Da, iată, da, aici da. Sunteți mulțumită cu ceea da, ce eu simțiți. Da, eu știam o doamnă, un dirijor de cor care a trăit foarte mulți ani, undeva 95 așa, și ea în fiecare dimineață ea spune, eu întrebam, cum vă reușești? Zic, eu când dimineața când mă scol, mă duc la oglindă și mă zic, ai ce bravă ești tu, mulțumesc, dragă mea inimioară, mulțumesc că toate urganele care le mulțumesc, cât sunt eu de fericită, mulțumesc și cât îți eu de frumoasă. Poate că asta lucrează. Poate. Deci ați răspuns la întrebările oamenilor. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc, foarte frumoase întrebări, mulțumesc. Pe astea le dăm la o parte și trecem la ale mele. Dumneavoastră sunteți extrem de sinceră și răspundeți așa cum este. Da. Aveți o experiență frumoasă și în carieră și în viața personală. Am să vă întreb din start, ce notă vă dați ca mamă? Da, eu nu vreau pe mine să hai să zic un 9. Pentru că, cum ați spus în interviu, ați reușit și să faceți o carieră și să țineți o familie. Și o căsnicie de durată, mai ales că în zilele noastre, da, asta e o raritate. Da, da, da. Doamna Scarlat, vă rog frumos să răspundeți la câteva întrebări pe rapid. Așa, deci, este greu într-o casă cu mulți artiști? Da. Ce vă place cel mai mult la soțul dumneavoastră? Înțelepciunea. Ați făcut vreodată sacrificii pentru rolul de mamă? Da, de multe ori. La ce ați vrea să vă semene fiica? Să creadă în Dumnezeu cu adevărat.
Îl mai alintați cu bucate gustoase pe fiul dumneavoastră? Da, bineînțeles. Ce-i place cel mai mult? Cel mai mult îi place tortul care îl fac eu. Din copilărie, când făceam eu tort, el savura, să știți că el lua cu lingurița mea, câte o bucățică așa ca să vreze mai mult. Asta cel mai mult îi plăcea lui. De ce vă este dor cel mai mult din copilăria dumneavoastră? De zilele cele care mergeam la câmp. Ce îți spune astăzi mamei? Că n-am, că am iubit-o foarte, foarte mult și îi mulțumesc pentru înțelepciunea care mi-a transmis-o mie și pentru credința în Dumnezeu. Și ultima, doamna Scarlat, sunteți astăzi fericită? Mulțumesc, da. Da, cu siguranță. Și asta se vede pe chipul dumneavoastră. Mulțumesc. Și vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Sunteți un exemplu pentru noi, pentru toată lumea. Și astăzi ne-ați învățat că o femeie trebuie să știe să țină balanța în familie, să tacă când e cazul și da, să vorbească când e cazul. Absolut. Deci totul de la noi pornește. Da, totul. 99% depinde de femeie. Asta eu spun, cea care a trecut prin viață. Și e o povață foarte bună. Mulțumim. Și eu niciodată nu spun la revedere, ci pe curând, pe curând. Ca să ne revedem aici cu vești frumoase. Mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere să discutăm. Să știți că plăcere. Este reciproc. Numai bine. Da. Sănătate. Thank you.